Din data de 1 noiembrie, toate femeile din județ cu vârste cuprinse între 50 și 69 de ani pot face gratuit o mamografie la Spitalul Municipal din Orăștie. În județul Hunedoara, aproape 2800 de femei suferă de cancer la sân. Însă, depistat la timp, acesta poate fi mult mai ușor de tratat. Programul derulat la Spitalul Municipal Orăștie este finanțat prin fonduri europene. Pentru mamografie nu este nevoie de trimitere de la medicul de familie, iar rezultatul va fi primit prin poștă sau telefonic în cel mult două săptămâni de la examinare. Programările se pot face la numerele de telefon afișate pe ecran.